Schimbare la șefia poliției rutiere Gorj. Subcomisarul Mihail Ciobanu a fost destituit înainte să expire cele 6 luni de detașare. Care este motivul, ne spune colega mea Loredana Fuciu. Bun găsit, Loredana! Bun găsit! Subcomisarul Mihail Ciobanu a fost schimbat din funcția de șef al serviciului rutier înainte să expire detașarea pe acest post. Decizia a fost luată de conducerea IPJ Gorj din motive obiective, susține purtătorul de cuvânt al instituției, Lucian Stroie. Ofițerul specialist fusese detașat la Târgu Jiu în luna septembrie anului trecut de la Direcția Rutieră București. Potrivit unor surse, hotărârea a fost luată însă din cauza unei intervenții personale. Schimbarea ar fi survenit în urma unei intervenții la unul dintre subalterni pentru a fi mai îngăduitor cu o șoferiță care încălcase regulile de circulație. Aceleași surse mai spun că în scurt timp conducerea IPJ Gorj a fost informată despre demersurile făcute de șeful de la rutieră. Serviciul va fi condus deocamdată până la organizarea unui concurs de subcomisarul Dan Săvulescu.